Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm, să citim trei versete din Cartea 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, 4 și 5. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim Domnului care a pregătit clipele acestea de părtășie și doresc pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Mulțumim și fraților care ne-au invitat și celor care poartă grijă de toate trebuințele noastre. Și stând aici mă gândeam că vine o vreme a socotelilor. O vreme când tragem concluziile. Și Apostolul Pavel la un moment dat spune: eu mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună. Noi n-am gătat alergarea. Noi încă mai luptăm și acum. El a terminat-o. Noi o terminăm așa câte unul pe rând. Dar dorința noastră e cea spusă de Pavel Apostolul în Fapte 20. Nu numai că ținem numai decât la viața noastră, dar vrem să ne terminăm cu bine alergarea și slujba la care ne-a chemat Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Pentru asta mi-am propus azi să vorbesc despre o armă, o luptă și o biruință. O armă, o luptă și o biruință. Noi ducem o luptă, fie că o ducem în mod privat și fiecare de aici are lupta lui. În momentul când ne-am hotărât să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, am declarat un război vrășmașului. Și de atunci lupta asta o ducem în fiecare zi. Fie că o ducem în colectiv, în cadrul familiei. Ducem și o luptă în cadrul familiei. Doi tine când merg la cununie, ar trebui să știe versetul spus de Neemia, când îndemna poporul: acum luptați pentru casele voastre, pentru feciorii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre, că în cadrul familiei, dar împreună ducem lupta asta. Și ducem lupta asta împreună cu toată biserica. Pentru ce ne luptăm? Spune în Iuda versetul 3. Să ne luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Împotriva cui ne luptăm? Evrei 12:4. Voi încă nu v-ați luptat până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ca și adversar am luat în bătaia puștii azi un singur inamic, păcatul. Deci noi ne luptăm ca în viața noastră, în inimă, în familie și în adunare, să fie credința aceea veritabilă. Și ne luptăm ca nu cumva în viața noastră să fie păcat. Doamne, ajută-ne la lupta aceasta. În lupta aceasta avem nevoie de arme. Trăim o cursă nebunească a înarmărilor. Cheltuieli mari se fac pentru înarmări. Fiecare stat alocă din PIB-ul țării sale ceva pentru înarmare. Eu cred că sunt două industrii care au ajuns să guverneze, să conducă lumea. Industria producătoare de arme, vedeți câte conflicte sunt provocate, și industria farmaceutică, care ne-a condus în pandemie, da? Unii fac rana, alții pun alifie pe ea. Și așa trăim noi. Arme.
Vorbind despre armele acestea, despre cursa asta în armărilor, eu mi-am propus azi să vorbesc de o singură armă, care nu-i foarte scumpă și la îndemâna noastră. E lângă tine arma asta. Nu trebuie să faci o înțelegere cu NATO sau cu Putin sau cu nu știu cine. Arma asta e la îndemâna ta. Și spune Apostolul Petru în 1 Epistolul, capitolul 4, versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Armele în Sfânta Scriptură sunt multe. Ei l-au biruit prin sângele mielului și pe cuvântul mărturisării lor. Sunt multe arme. M-am oprit la o armă care e la îndemâna ta astăzi. Înarmează-te cu un gând din partea lui Dumnezeu. Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Gândul e lângă tine. Știți că gândul poate fi o armă? Gândul poate fi o armă teribilă, foarte eficace în luptă, numai dacă știm să folosim arma asta. Și care sunt gândurile acestea? Fiindcă Hristos a pătimit în trup. Primul gând cu care trebuie să ne înarmăm e gândul suferinței, a pătimirii. Hristos a suferit și noi vom suferi. Nu ne dorim asta. Nu ne așteptăm la asta. Dar suferințele astea sunt iminente, ele vin în viața noastră, în viața de familie. Când întreb un tânăr, măi băiete, tu de ce vrei să te însori? Dacă mi-ar spune, eu vreau să mă însor ca să sufăr, l-aș trimite la un consult. Da? Să-mi spui o fată, frate dragul, eu vreau să mă mărit ca să sufăr. M-aș uita lung la ea. Dar știți că cei doi vor avea necazuri? Este o familie care nu a trecut prin necazuri? Poate. Dar Biblia spune că cei doi vor avea necazuri, trecem prin suferință. Și știți ce se întâmplă? Suferința iminentă, ea vine oricum. Diavolul profită de suferința asta și ne ispitește cu suferința asta. Vine și ne atacă cu tot felul de îndoieli. Dacă îți iubit de Dumnezeu, cineva acolo sus mă iubește. Da? De ce mi se întâmplă asta? A venit un înger sub stejarul din Ofra și spunea la un băiat, Domnul-i cu tine, viteazule. Și el spune, dacă Domnul-i cu noi, de ce ne se întâmplă asta? În momentul când ai parte din necaz și suferință, diavolul așa de bine profită de situația asta și îți recoară îndoiala. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă te iubește, de ce îngăduie lucrurile astea? La o femeie care era bolnavă, când s-a de vorbă, a spus, măi frate, eu m-am păstrat curată. Eu nu m-am jucat cu păcatul, am născut copiii care mi-au dat Dumnezeu, n-am avut probleme. De ce eu sunt bolnavă și toate stricatele astea n-au nimic? Vine diavolul cu ispita, în suferință te ispitește cu îndoiala, de ce se întâmplă lucrurile astea? Și suferințele sunt de multe feluri. Poate fi o suferință în trup, dată, știu eu, de oboseală, suferință dată de boală, și vai câți bolnavi avem, suferință dată de bătrânețe, îmbătrânim și om îmbătrânit, și mulțumesc Domnului că am îmbătrânit în adunare și m-au păstrat în adunare. Și astea suferință în trup. Poate mai grele suferințele la nivel de suflet. Poate mai dureroasă câteodată. Că la suferințele astea în trup mai pui o copresă, mai iei un albocamin, mai faci ceva și te mai lasă. Dar sunt suferințe la nivel de suflet care dor foarte tare. Unele dezamăgiri, ești dezamăgit câteodată de viața de familie. Rebecca, când a rămas însărcinată, copiii îți băteau în pântecele ei și ea spune, păi dacă așa, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus și l-a întrebat pe Domnul și Domnul i-a spus de ce. În suferințele astea, în dezamăgirile care le avem noi, dezamăgit în adunare, îmi spunea odată o soră că
Ea era pocăită recent și a fost o evangelizare și a venit un mare predicator și tare o predica frumos. Și s-a dus la urmă la ușă să-l felicite, că Domnul să te binecuvinteze, am să vă întreb ceva. Și el îi spune, lasă-mă, Doamne, eu n-am timp de pierdut cu dumii tale. Îmi spunea sora asta, mă, de nu eram chemată de Dumnezeu, plecam înapoi, că mi-e preotul la ortodox, niciodată nu mă repezit așa, să-mi spui că n-are timp de mine. Și ăsta păstor, cu așa har, cobora foc din cer, și așa m-a rănit de tare, că mă trebuie multă vreme să revin. Te dezamăgește păstorul, corul nu, cu voia cânta frumos. Da? Câte o lucrare, atitudinea cuiva, te dezamăgește o rudă, un neam, la altceva te așteptai și altceva s-a întâmplat. Știți ce dor astea? Când dezamăgirile, anumite restricții, când te pocăiești, ai anumite restricții, când te însori, când te măriți, ai anumite restricții. Și spui, mă, dar așa trebuie să fie, așa trebuie să fie. Judecățile nedrepte, vai câte sunt. Parcă suntem în vremea judecătorilor. Te judecă, domnule, unul care habar nu te știe, nu te cunoaște, unul care are o bârnă mare în ochiul lui și îi se pare că tu ai un pai și vrea să ți-l scoată, unul care nu-i calificat, dar te judecă, te publică, te cântă și n-ai ce face. Dar astea toate provoacă suferință. Eu aș dori ca niciunul din voi să nu provoace la nimeni suferință. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Suferința iminentă, diavolul profită cu îndoieli, cu ispitele lui vine, ele sunt. Dar Biblia prezintă suferința ca are și ceva binefacere. Eu am ajuns la concluzia că suferința e cea mai eficientă metodă de desăvârșire. Nu ne place, nu-mi place. Că noi, spunea aici în versetul 3, trăim în firea pământească. Nu-mi place nici mie suferința. Dar spune în Evrei capitolul 2, versul 10, se cuvenea dar ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Hristos este, a fost desăvârșit prin suferință. Partea lui dumnezeiască n-avea nevoie de desăvârșire, dar partea lui omenească trebuia desăvârșită. Și Dumnezeu l-a desăvârșit prin suferință. Suferința are avantajele ei. În suferință, în necaz, în încercare, îl cunoști cel mai bine pe Dumnezeu. Noi suntem teoreticieni, ne pregătim, predicăm, ne salutăm, plecăm acasă, cercetăm doctrine și nu știu ce. Dacă ne ajungi în suferință și într-un necaz, abia atunci îl cunoști cel mai bine pe Dumnezeu. Pavel spune la un moment dat, toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Că nu te vizitează nimeni la spital, că nu-ți dă nimeni binețe, că nu te sună nimeni la telefon, eu am trecut printr-o vreme grea. Și după ce eram asaltat cu multe telefoane, au trecut câteva săptămâni și nu m-a sunat nimeni. Și frate, prieteni care mă întâlneam, mă ocoleau, treceau partea cealaltă. Și îi spuneam la nevastă, nu m-a sunat nimeni azi, că nu erau telefoane mobile. Și eu zic că obișnuiești cu gândul că nu mai are nimeni nevoie de tine. Și nu era ușor. Nu era ușor. Suferința. Atunci îl cunoști cel mai bine pe Dumnezeu. În suferință. Atunci te cunoști cel mai bine pe tine. Noi despre noi avem păreri bune câteodată. Ne cosmetizăm imaginea asta de creștin și părem grozav la amvon. Dar când vine suferința, atunci vezi cu adevărat cine ești tu. În ce relație ești cu Dumnezeu. Și apoi suferința, încercarea, necazul, te califică pentru slujire în al treilea rând. Îl cunoști pe Dumnezeu, te cunoști pe tine și te califică pentru slujire. După ce ai trecut prin asta, odată m-am dus într-o biserică și m-a oprit un frate la urmă, frate dragul, s-au făcut alegeri de comite și nu au fost cinstite. M-am uitat la el, o plâns și i-am spus, măi frate, tu ai mâncat o feliuță de pâine, eu am mâncat tătă pâinea, știu cum e, hai să vorbim amândoi, hai să stăm de vorbă.
În Botoșani, o cuscă de-a lui Octavo a murit, un cuscru, la 40 ceva de ani, cât avea Ioniță. Și a rămas văduva, trăiește și acum, la 40 ceva de ani. Au venit surorile și-o plânsă și-o vai de mine, soră, noi rugăm pentru tine, e așa rece. O venit sora mea de corp, care a rămas văduvă la 40 ceva de ani și ea. Și-a spus, vreau să vorbesc cu tine. Măi, așa de bine s-o înțeles și la urmă îi spune, da, cu dumitale am ce să vorbesc. Bă, eu-s văduvă de ani de zile, acum are 70 de ani, nu s-a mai măritat. O rămas cu 4 copii mici. Eu pot să vorbesc cu tine. Astea l-am zis, surori, da, erau buni, pocăiți, prieteni, dar nu erau calificate. În suferință, suferința are avantajele ei. Dumnezeu să ne ajute să prețuim suferința. Dumnezeu nu ne vrea să facem imperii aici, să pozăm bine, să facem averi, că vine vremea când tragi linia. Și Dumnezeu vrea să ne desăvârșească, să ajungem acolo unde ne-am pornit, să auzim chemarea, rob bun și credincios. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Gândul suferinței. Și când vine încercarea, și când vine necazul, și când vine suferința, dacă ai arma asta la tine, spui, eu mă așteptam la asta. Eu mă așteptam să vină suferință. Eu mă așteptam la încercare. Și nu mare diavolul ce îți face. Tu vezi beneficiul suferinței, nu ispita și îndoiala care o duce ea. Cu ce gând să ne înarmăm? Gândul sfințenii. Cel care o pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. În momentul când ne-am pocăit, ne-am pus gândul sfințenie. În Vechiul Testament, sfințenia era cu precădere asupra cortului și a uneltelor din cort și a slujbelor de acolo. În Noul Testament, sfințirea cade cu precădere asupra credinciosului. Noi suntem templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 3:16, 1 Corinteni 6:19. Trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Și trebuie să trăim sfințirea, despărțiți de păcat. Dumnezeu să ne ajute. Și spune mai departe, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamului și ați trăit. Dacă avem patimi, avem gânduri păcătoase, avem resentimente, ca să nu spun de-a dreptul ură. N-ar trebui în ziua de azi să spunem, cum spune Scriptura, ajunge în adevăr că ați trăit în astea? N-ar trebui de astăzi să trăim mai din plin sfințirea? Își propune careva? Sunt frați în ceartă? În dușmănie? Sunt unii care au anumite ironii la adresa altora? Sunt din adunare pe cei care judică slujitori, judică fanfara, judică corul, judică păstori? N-ar trebui să spunem, ajunge? Eu am cercetat cuvântul ăsta, ajunge, și am găsit mai multe domenii în care ar trebui să aplicăm imperativul ăsta astăzi. Ajunge în adevăr și să luăm o viață nouă. Dumnezeu să ne ajute! Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, o armă. Sunt multe arme, dar eu vorbesc numai de o gândire după voia lui Dumnezeu. Gândul suferinței, gândul sfințirii și gândul slujirii. 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat-o Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie slăvit în toate. Avem de multe ori așa o comoditate în noi, o oboseală, o lehamite, să mai slujească și altul. Tinerii când se căsătoresc, se gândesc unde o să petreacă luna de miere. Fac din timp rezervări. Dar nu se gândesc să continui. Cineva spunea, frate Dragoș, un an de zile eram scutit în vechime. Te rog un an de zile să mă scutești. Nu, de la pocăință nu e niciun concediu. Nu se e pauză. Nici de la cor, nici de la repetiție, nici de la post, nici de la rugăciune. Noi suntem pocăiți 24 din 24. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să avem gândul slujirii. E adevărat o slujire, așa spun eu, religioasă.
Ce fac eu în adunare? Păi eu predic, eu cânt, eu prorocesc, eu fac așa. Dar este și o latură a slujirii, am numit-o socială. Vă pun o întrebare. O mamă care a născut copiii că se teme de Domnul și crește o casă de copii și le spală hainele și îi leagănă și le dă medicament când îți bolnav și îi educă și stă deasupra cratiță tătă ziua și îi trimite la școală și îi aduce de la școală pentru că s-o temut de Domnul face asta. Îi slujire oare asta înaintea lui Dumnezeu? N-o pontează Dumnezeu? Pe când altele nu-și doresc copii. Nu? Un copil și un cățel, că așa e modern acum, așa e învățăturile care vin, da? Să-mi pot petrece concediu, să nu mi se deformează trupul, să nu am probleme. Nu, nu. Dumnezeu nu ne-a chemat de asta. Dumnezeu ne-a chemat să fim oameni credincioși. Și am întâlnit mame care s-au jertfit în cadrul familiei, pentru familia lor. Sunt oameni care slujesc în societate, că la judecata de apoi, Domnul spunea, am fost bolnav și ați venit pe la mine, am fost gol și m-ați îmbrăcat, flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost în temniță și ați venit, astea slujiri nu-s de la amvon, nu-s cu repetiții marța și miercurea, nu. Astea sunt niște slujiri care le face în societate, Domnul le pontează și le răsplătește. Există latura asta a slujirii religioase în adunare, după care unii aleargă, dau din coate să ajungă, să mă ierte Domnul, fără chemare. Dar există latura acelaltă când nu te vede nimeni, când nu te știe nimeni. Când vorbeam odată de familie, prezentând familia ca un pom, are rădăcină, tulpină și coroană, ne uităm la coroană, la fructe, la flori, vai ce frumoase! Dar rădăcina ține. Rădăcina sunt lucrurile care nu se văd. Ne uităm la o casă, grozavă casă. Uite ce frumoasă e adunarea asta de la Speranța. Eu văd cupola, vai ce înaltă-i, da? Și cât e frumoasă. Nu văd temelia. Temelia nu se vede. În pocăință, rădăcina, temelia, sunt cele mai importante. Acolo e stabilitatea, de acolo e puterea. Dar asta nu se vede. O mamă care învață copiii, tatăl nostru, un tată care stă de vorbă, care lucrează pe șantier de dimineață până seara și vine rupte o sală acasă pentru că s-o temut de Dumnezeu și o dă naștere la copii, că educă copiii în fiecare zi, că postește pentru ei, că se roagă pentru ei. Asta e slujire, nu se vede, dar e necesară și Dumnezeu o răsplătește. Domnul să ne dea gândul acesta. Vorbim de slujire. Vreau să mai vorbesc de două componente ale slujirii. Din Filipeni, capitolul 2, versetul 14 și 15. Acolo vorbește de activitate. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Mai este cârtire. Acum vorbim de slujire asta în adunare. Mai este câte o cârtire. Of! Iar îi repetiți, mă duc, n-am ce face. Când... Iar ăștia au pus zile de post. La noi avem foarte multe zile de post în adunare, duminica. Și vara, când nu-i nuntă, noi punem post, dimineața până seara. Vreau să vă spun că așa am obișnuit adunarea, așa ne-am obișnuit. Cele mai frumoase slujbe sunt în duminica aceea. Adunarea plină, balcoanele pline, cu cor, cu copii, cu tot. Stăm dimineața până seara. Dar nu mai spunem, of, iară pun post ăștia. Dar câteodată mai vine o șovăială, adică așa o fentă, ai mai vrea să scăpi. Le mai faci, dar le faci cu cârtire. Cine face milostenii să o facă cu bucurie. Mie mi s-a întâmplat să fac milostenii fără bucurie. Și după ce am dat la cineva, i-am spus, băi, uite, îți dau de azi înainte, nu mai vii, mami. Mai sunt oameni, mai sunt adunări, mai du-te, te-ai învățat să vii numai la poarta mea. Și i-am dat că îi dau. Și Biblia spune, pe cel care dă cu bucurie, Domnul primește. Și m-am gândit, mă, și așa i-am dat, am pierdut și bani și răsplată. Vii, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului, Psalmul 122. Da? Te bucur când trebuie să vii, frate Radu, când aveți adunare? Miercurea. Când trebuie să veniți bucuroși, lăsăm totuși, fugim la adunare, așa e o bucurie, așa e o plăcere.
Sau că spui, băi, du-te măcar unul din casă să ne vadă, să ne vadă moldovanul și pe noi că am venit, să ne vadă Mareș. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăire. Asta înseamnă slujire. Ne înarmăm cu gândul ăsta de azi înainte. Doamne ajută-ne la asta. Și versetul 15. Ca să fiți fără prihană și curați. Acum e caracter. Că mai sunt unii care se aruncă la slujire, dar nu se uită la versetul 15. Că trebuie în slujirea asta și activitate, fără cârtiri, fără șovăiri, dar să fim fără prihană și curați. Dumnezeu să ne ajute. Am vorbit de o armă. Ține minte? O armă. Gând. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Gândul suferinței, gândul sfințirii și gândul slujirii. Cine de acord să spună amin? Amin. Doamne ajută-ne! Aș vrea să vorbesc acum de o strategie, de o luptă. Că degeaba am cele mai sofisticate și mai distrugătoare arme dacă n-am o strategie de luptă. Și am ales o singură strategie, o singură tactică. Spune Romani 15:30, Pavel spune celor din Roma, vă rog pentru dragostea Duhului să vă luptați pentru mine rugăciunile voastre. Coloseni 4:12, Epafras, care e dintre voștri, se luptă pentru voi în rugăciunile lui. Ca și metodă de luptă, folosim armele astea în rugăciune. N-aș vrea să vorbesc despre rugăciune. Dar știți că rugăciunea e o luptă, nu? Și dacă e o luptă, cine cu cine se luptă? În primul rând se luptă Duhul cu firea. Vreau să mă duc la adunare, dar atâta de obosit, ce spun, azi nu mai duc la adunare. Vreau să mă duc la studiu Biblie, vreau să merg la stăruință, să capă și eu, să am plinătatea Duhului. Dar e mai bine acasă. Aș vrea să merg la adunare, la Speranța, dar dacă tot se dă pe internet, pun cafea în față și mai schimb. Când ești la el în Timișoara, când ești la Speranța, când ești la Cluj pe Albin, e mult mai comod, vă spun eu. Sau cel puțin imaginez că, apropo de prezență la adunare, eu am o pricină de laudă, am 10, acum poate am 15 ani, de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Nici în timpul săptămânii, dacă nu la Bosanci azi, unde trebuia să fiu, sunt aici, dar sunt la adunare. Dumneavoastră mai lipsiți de la adunare, de la rugăciune? Nu suntem fanatici, înțelegem unele lucruri, dar eu înțeleg că se luptă Duhul cu firea. La voi o câștigat Duhul și sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și apoi după ce ați venit aici, de acum spun eu că se luptă Duhul cu D mare, cu câte duhuri. Eu în rugăciune vreau să prind legătura cu Dumnezeu, dar vine acolo psalmul, spune, vrăjmașii noștri zic, să tăiem legătura. Am făcut armata în Timișoara, la transmisiuni. Și în aplicații, eu eram la morse, dar era oia de la CLC-ul, în aplicații fugeau ăștia cu bobina în spate, montau o galenă repede și vorbea cu ăia de la comandament. Veneau câți diversioniști, tărâu pe burtă, așa, și cu cleștere tăia firul. Și eu strigam, alo, toarăși comandant, toarăși comandant. N-auzea nimeni, glasul meu era în papură acolo, într-o baltă. De ce? Că mi-a tăiat firul. Acum s-ar putea să vii la adunare și vin anumite duhuri și îți taie firul de legătură. V-am povestit că la Arad era o soră, Vietu Zahaneș. Era o femeie de rugăciune și vas al Domnului. Dar la noi a predicat un frate care spune, măi, eu am făcut armata la Timișoara, eram militar, simțeam o nevoie așa de rugăciune și mă duc la sora Vietuța. Și ea când mă vede, frate, oare bine că ai venit, eu m-am hotărât azi să stau o oră înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Hai să ne rugăm un ceas. Bun, se roagă un ceas, dar povestea frate, la noi, la învonă. Între timp, au venit copiii de la școală, aruncau ghiozdanul, gălăgie prin casă, sora nu s-a ridicat.
Eu o spun că stă o oră și sta și se ruga și se ruga, dar mintea ei, spuneam, poate ăștia și-or pune papuții la loc, să or pune uniformele cum trebuie. Să mai roagă, să mai roagă, a venit bărbatul. O văzut că ei se roagă, le-o da pace, om cu minte. Dar ea se gândea, poate i-a dat prin minte să iei mâncare, doar eu i-am făcut mâncare. Și în timpul ăsta, militarul are o vedenie. Ne spunea nouă, fraților, am văzut doi îngeri. Un înger sta lângă noi și unul era sus, ca la scara lui Iacob, sus. Și ăla de sus striga acolo, ce fac aceia? Și ăla de jos o zic, stau pe genunchi. Deci legătura aceea, a venit diavolul cu îngrijorări, cu necredință, cu resentimente și staie. 1 Petru 3:7, tot astfel și voi bărbaților la rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, care va moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate. Te-ai zvădit cu nevastă și te pui pe genunchi, împacă-te întâi. Odată eram la rugăciune, erau niște cazuri mai deosebite și mie mi-a spus, frate Dragoș, vină cu niște frați. Eu atunci eram șoferul și ne-am dus la tatăl Octavian acasă, un om pocăit cu dar de vindecare, dar eu am ales ca din Israel, la pe sprânceană, numai proroci, un păstor, alt proroc, care îi cunoșteam. Ne ducem acolo, ne rugăm 5 minute, morți, sters tot, nicio lucrare, mai facem o rugăciune, nimic. Frate deja spune, bă, ce cu voi? Se ridică un frate și spune, om pocăit, duminică m-am întâlnit prin America, are aproape 80 de ani, foarte credincios, bun slujitor. Zic, băi, fraților, eu nu m-am certat în viața mea cu soacră mea niciodată, că avem 60 de kilometri. Azi au venit pe la mine și m-am certat cu dânsa, nu știu ce au avut. Măi, și când s-au luat la mărturisări, tăți aveau câte ceva, că diavolul, o venit prin spatele frontului, o venit la mine, o venit la tine, o venit la el, ne-o atâțat, ne-o făcut să ne mâniem, să nu ne împăcăm și ne-am dus la rugăciune, că a venit ora de rugăciune. Dar noi aveam legăturile tăiate, rugăciunea împiedicată. Sunt atâtea duhuri, neiertarea, neîmpăcarea, certuri nerezolvate și multe, multe altele, tot felul de îngrijorări, tot felul de duhuri de necredință, oare te mai ascultă Dumnezeu? De aceea, rugăciunea este o luptă. Armele astea, gândurile astea, în tactica, în strategia asta, sunt teribile când le folosim în rugăciune. Dumnezeu să ne ajute. Și eu mai am un sfat. Întotdeauna învățătura să fie dublată de rugăciune. Am și eu copii, mai mulți, cât mi-a dat Dumnezeu. Vreau fetele mele, băieții mei, să fie pocăiți și le spun, băi băiete, băi copilul, băi, uite așa, așa, așa. Dar după aceea, știți ce fac? Că am învățat din Biblie. Mă plec pe genunchi și tot ce am spus la băietul meu, îi spun la Dumnezeu. David se uită la Solomon în Cartea Cronici 28:9 și spune, și tu, fiule, ai o inimă înțeleaptă, teme-te de Domnul, fă așa. În 29:19, numai o foaie dăm. David, Doamne, dă fiului meu o inimă înțeleaptă. Tot ce a spus David lui Solomon ca învățătură, îi cere de la Dumnezeu prin rugăciune. Știi ce eficientă e metoda asta de luptă? Știu că aveți copii, că aveți probleme, că aveți temeri, că ei sunt ca ei. Îi învățăm, le explicăm, le spunem. Când am închis ușa, mă duc în odăiță. Și îi spun, Doamne, eu spun la băiatul ăsta meu, eu spun la fata, acum spun ție. Povestea ieri un frate că a avut un băiat care și-a luat motocicletă, a fost în America, Radu era acolo, auzit. Și așa n-am fost de acord, o motocicletă de 200 de kilograme, măi băiete, nu-i bună, mă, nu, tata, eu-s banii mei, cu voi sunteți mai înapoiați, uite, iată-ți băieță. Și spun, nu l-am putut, dar era cu soția și când ne-am pus pe rugăciune, Doamne Iisuse, știu că ăsta e un pericol, știu că nu-i voia ta, nu-s mulțumit, fă ceva. Și la scurt timp eu pierit pofta din motocicletul, tata, știi ce? Da, hai să dăm motocicleta aceea, eu nu sunt om de motocicletă. Măi, Dumnezeu ne-a ascultat. Ce îi spui la băiatul tău și la fata ta acasă, încui ușa și spune și la Dumnezeu. Asta e o luptă în rugăciune.
Domnul spunea la ucenici, măi, vegheați ca să nu cădeți în ispită. Dar se uită la Petru și spune, eu m-am rugat pentru credința ta. Nu a rămas numai cu avertizarea. Nu a rămas numai că va veni vremea când toți mă părăsiți. Nu. Domnul spune, Petru, satana a cerut sticeană, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Învățătura, sfatul, dublați-l cu rugăciunea. Metoda asta de luptă e puternică. Când am vorbit eu despre rugăciune, am așezat rugăciunea între și între. Dar acum numai concluzia, între teorie și practică. Putem să trecem la practică? Eu vorbesc ca unul care am trecut prin asta. Am momente când mă rog, vorbesc în limbi când, și am momente când n-am chef de rugăciune, mă plec pe genunchi și aproape că nu știu ce să spun. Am momente când mi-e ciud pe adunare că o găti prea repede rugăciunea și eu mai avem de spus. Și am momente când spun de 3 ori, a ta să fie slava până în veci, amin. Și mai stau, mai spun ceva, fi binecuvântat în veci, amin. Și numai nu știu ce să spun. Toți trăim aceleași momente. Dar trebuie să ne disciplinăm, să ne luptăm în rugăciune. Dumnezeu să ne ajute. Vai ce-a trecut timpul. O armă, o luptă și o biruință. Că până la urmă, pe câmpul de luptă, rezultatul e cel mai important. Rezultatul. E, arma asta numită gând are niște particularități și trebuie să știm să luptăm cu ea. Spune în Corinteni 6:7, cu armele de lovire și apărare pe care le dă neprihănirea. Gândurile astea, obligatoriu trebuie să fie niște gânduri neprihănite. Și rezultatul vine imediat. Există particularitățile astea, anumite metode de a lupta. Spune în Romani 5:4, încercarea o biruim prin răbdare. Deci când ai o încercare, alege răbdarea. Din gândul ăsta, Doamne, dă răbdare, Doamne. Așa spune acolo, că răbdarea biruiește încercarea. Biruința aceasta aduce nădejde, nădejdea aceasta nu înșală, dragostea lui Dumnezeu a fost unată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci încercarea se biruiește numai prin răbdare. Ține minte asta? Ne propune să fim mai răbdători? E o particularitate a acestei arme. Ne luptăm în rugăciune. Dacă văd că am o încercare, nu, aici trebuie să rabd. Lumea asta, 1 Ioan 5:4 spune, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. Îmi pun în minte gândul acesta, credința, Doamne, eu cred, am cercetat, am experiență cu Tine, am văzut mâna Ta, vine lumea la mine în casă, vine lumea în adunare, vine lumea cu poftele și patimile ei, dar eu am credință. Mă înarmez cu gândul ăsta al credinței și ceea ce câștigă biruința asupra lumii e credința noastră. Să ne mărească Domnul credința. Când am un rău, și vine un rău asupra mea, spune Roman 12:21, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău, care știe? Măi, când vezi că vine un rău la tine, am vrut să spun o soră rea, un frate rău, nu, dar nu sunt, un om rău vine la tine, sau o situație foarte rea, nu te lăsa birui de rău. Oh, aici e vorba de un rău, lasă că eu am armă pentru tine, eu îți fac bine. Și făcând așa, îngrămădești cărbune aprins. Mi-am adus aminte, nu știu cât e de reală și voi filmați aici, mi-a povestit un frate că o soră avea probleme cu bărbatul și numai nu-l putea îmblânzând deloc, că nu era pocăit, și s-o duc la păstor și s-o plâng și păstorul îi spune, soră, cu cărbune aprins n-ai încercat? Ea spune, nu, cu apă fiartă am dat după el, dar cu cărbune n-am dat. Fraților, nu te lăsa birui de rău. Când vezi că e un rău asupra ta, asupra casei tale, eu am armă. Știi care e arma? Eu o să-ți fac bine. Și la urmă, și Saul ăla lepădat, de pe vârful dealului a strigat, David, tu ești mai bun ca mine. Să ne ajute Domnul. O armă, gând neprihănit, o luptă, lupta în rugăciune și o biruință.
Biruim lumea prin credință, încercarea prin răbdare și răul biruim prin bine. În Exod 15, e o cântare de laudă, ultimul bătrân a ieșit din apă, ultima bătrână sau femeie însărcinată a ieșit din apă. Și în Exod 15, dincolo, s-au apucat să cânte o cântare de biruință. Și în Apocalipsa 15, Exod 15:2, Apocalipsa 15:2, nu numai evreii au cântat cântarea de biruință, la un moment dat va fi o mare de alabastru. Voi, de la speranța, cu halăute în mână. O să fie o întrebare. De unde sunt ăștia? De la Oradea. Ei vin din necazul cel mare și o spăla hainele în sânge, mielul. Au drept să intre pe porți în cetate. Și o cânta o cântare. Și spune, cântarea va fi cântarea de biruință. Să ne ajute, Domnul. Mai răbdăm, mai iertăm, mai suferim, ne mai sfințim, ne mai rugăm ca să putem odată fi în corul ăla mare cântând cântarea de biruință. Asta mi-o doresc mie, casă mele și vouă la toți. Amin.